Salutări lume! Astăzi reacționăm la Minecraft Ohio și ăsta este Felix Feline Quest, nici nu știu să mai vorbesc, așa, să vă abonați și voi la el dacă mai vreți videoclipuri cu Minecraft Ohio și hai să începem! Cred că chestia asta nu e foarte legală. Cred că chestia asta nu e foarte ok. Păi vedeți? Că Dream știe să facă speedrun. Uite speedrun adevărat. Deci dacă voi ați văzut speedrun mai bun că ăsta, eu fac ce vreți voi. Ce? Ce i-a dat să mănânce de la șaormeria băneasă? Ce i-a dat? Acolo sus arată ca un balon cu aer cald și se duce la Iisus Hristos. Cui mai trebuie sabie cât ai așa ceva? Deci eu nu pot să cred că mă uit la așa ceva. Deci dacă strângem efectiv 3 like-uri, eu mai pun. Atât am zis. Bă, l-ai pat pentru oameni grași. Când efectiv suferi de obezitate, gen vine doctorul și spune tu nu încapi în patul ăsta, ia-l pe ăsta, gen și... Vedeți? Elitra e pentru cei slabi și schibiti toilet. Pentru cei sigma e chestia asta de zburat așa. Ce? Ok, chestia asta e exact ce s-ar întâmpla în Ohio. He, știți aia? Helicopter, helicopter, așa-i și aici. Eu n-am realizat ce s-a întâmplat acolo. Deci ăla tocmai a luat creatină, s-a făcut mare și a dat un pumn și s-a dus până la Iisus Hristos și după s-a întors cu un MLG bucket. Ah, MLG bucket totem, adică... Ce? Ok, gen, nu cred că o să mă mai joc Minecraft la fel după videoclipul ăsta, eu v-am zis. Broasca enchantată, mănâncă toți porcii, după îl spui pe fesfit, după îi dă cu bonil și după bate rângolem oliar, mănâncă și după să te afirmă la rângolem și după îi broască și după să le face setean și după face trade și după speedrun. Și după ea blaze ia ăsta, îl minează, ia ceva de pe Roblox. Ok, deci l-a luat pe ăla de pe Roblox, l-a băgat înapoi și s-a dus să facă portalul. Wow. Mi se pare normal. Red. Bă, era mișto când dacă era să-l tragă, gen să ia soarele. Să-l bage pe pământ. Bă, scuzați. Revenind. Vedeți cum îmi trebuie sabie?
Efectiv, gen, toată lumea se plânge că Wardul nu-i prea puternic, dar dacă, uite, vezi, îți dai cu Nicovala în cap, te faci topul, te faci Elice și după dai cu Elice în cap la Warden. Vedeți? Bă, dar câte Iron Golem sunt, frate? Bă, dar parcă ghestul era rău și Iron Golemul era bun. Cum vine asta? Bă, armata de blazuri! Ăla mănâncă toate blazurile și este o scară din Iron Golem care vine să-i atace. Steve se pune pe un alt Steve care are apucături de câine și după face un portal ca după să, efectiv, să sară în portal invers. Ok. Păi și cum se presupune că vine asta? Fermă de Iron, vedeți? Fermă de Iron. Ce? Bă, ce se întâmplă? E creeper de companie și după vine un Iron Golem Snow și după se transformă Steve în Dim, îl ia pe ăla, este de alea, după mănâncă aia și după o știpă și după ia Iron Snow ăla și după ia o barcă. Ce se întâmplă? Deci 3 minute au trecut asta. Și pe mine mă doare tâmpla. Bă, și mie mi se părea greu de găsit portalul. Ia uitați, aici avem mașini. Cea mai modern joc de pe planeta asta, Minecraft Ohio. Vedeți că îi trebuie târnă cop când avem Minecraft Ohio! Ce? A, da, l-a făcut mai mic. L-a făcut pentru oameni mai scunzi. Numai paturi s-a simt... Bă, mi se pare normal să te transformi în dragon, să-ți faci o armură din patru și după să bați dragonul. Dar cum a supraviețuit? Nu se gândește nimeni la asta? Și de ce ăsta arată ca o capră dragon, Steve? Gen, exact așa arată, din părerea mea. Poate... Face broasca mare cu bombil și după îi dă o limbă și l-a mâncat. Ce? Creeperii și șmecheri. Face un portal, ok, și i-a făcut... Și-a murit, i-a dat cu Nicovala în cap, iară. Bă, vreau și o ghete de-astea, nu mai întreb. Și acum o să sară. Uitați din unde era. Vai de capul meu, dar oare cum sunt făcute, ce moduri găsești ca să intri în Minecraft Ohio, să poată să se plimbe copacii sau ceva de genul, să scadă Nicovala în cap și să ai cape de elice și chestii de genul. Cum faci? L-a făcut afiș. Efectiv, l-a făcut afiș. Se mișcă afișul! Zombagăul! Bă, l-a făcut mai mic, l-a făcut preș. Bă, l-a făcut preș și pe ăsta. L-a minat. Ok. Ce a făcut? Vedeți, are creierul gol. Are capul gol, adică. Capul e gol. Ok, dă niște mâncare. Și îl mănâncă mâncarea. Bă, el ai, ce se întâmplă, what the fuck? L-a făcut miere, nu l-a făcut albino? Albinostiva, e albinostivă. A făcut un arc mai mare decât Steve, efectiv. Cum trage cu porcăria aia? Hai! Surprinde-mă. Deci n-a trecut jumătate de videoclip și mie îmi vine să mă dau cu capul de 10 pereți. Ce? Oleo. Ăla nu era Ohio. Ok?
Amina broasca și o pune să mănânce. Și acum l-are pe Steve în inventarul broaștei în gură. Nu-mi zic că mineze berier blocul. Are sens. Ce? Ce? Ai, dă cu de-aia. Bă, ce se întâmplă? Ui! Vezi cui mai trebuie de-aia care se rotește din parcuri. Vedeți? Avem broaște, pistoane și enrod. Poate fi. Bă, cred că e un pic cam scund, sincer. E un pic prea scund, nu știu de ce. Cred că așa l-a făcut mâza sau ceva. Wow, e și ăsta scund acum. Bătălia broaștelor. Se mănâncă și se face gaură neagră. S-a trimis în backrooms și acum se găsesc amândoi în backrooms. În Steve. O Herobrine care este broască. Și asta e o broască care mănâncă. Madmachimu mănâncă broască și după e... Ok. A făcut un crafting table mai mare. Și nu-mi zic că acum face... Oh, ok. Mă... Cine vrea one block? Ce-i ăla? Wow, vreau și o iron golem de ăla. Cât costă? Vedeți ce oameni inteligenți. Cui trebuie să gen înnoți prin apă? Doar o spargi, adică pe bune. Dă... Vedeți ce ușorii să omorâți oarde. Nu doar îi dați cu o sabie mai mare decât Steve și genul omorâți. Voi vă gândiți că Steve are 2 metri, ok? Sabia e mai... are vreo 4. Ce faci dacă te joci cu un prieten de-a tău în Minecraft, să zicem Gigel, și îi spui Gigel, hai să jucăm un PvP și spune bine, hai, și ai o sabie de netherite enchantată și îi dai o bucată și efectiv ăsta scoate sabia asta, ce faci? Scrie în comentarii, ce faci? Avem aici noul tip de pat, patul portabil. Deci poți să-l iei oriunde vrei tu și dacă ți-e foame, poți să mănânci în pat. I-a dat dirt, mănâncă dirt-ul, se transformă într-un cap de stiv care e dirt. E o peșteră, se face foarte mare, se face pod și acum trece pe Steve și acum Steve se... Bulungește, se lipește, e Spider-Man. Și acum ai areluri și merge invers, nu e Spider-Man normal. Așa, bravo lui. Ok, luminează cave-ul. Și vine torța și luminează cu Steve. Am înțeles. Vedeți? Creierul lui Steve este un creier luminat. Ia ce să facă, îl bagă, nu-mi zic că îl bagă în portal. Am înțeles. L-a dus la Iisus Hristos! Pentru a răgolem Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-a dat pachet. Energy bug. L-a trimis iar în backrooms. Ok, de ce e un om negru în backrooms foarte înalt care vrea să-l omoare? Asta există de fapt în backrooms? Gen, pe bune? Who?
Rambu Megalina! Cui trebuie litra când ai Trambo Megalina? Eu o Trambo Megalina. L-a făcut jumate. Stați un pic să văd dacă filmează. No, da, filmează. Mă scuzați, da, trebuie să văd dacă filmează, că dacă am filmat degeaba eu mă arunc de pe un bloc și gen după mă mănânc singur. Ce se întâmplă aici cu endul ăsta? Ce e cu endul ăsta? Ai cu Minecraft-ul ăsta. Deci s-a dus, a făcut un emergy bucket, vine, minează creeper-ul, după trage cu creeper-ul în zombie, după dă așa și după... Ce este? Așa de ușor ajunge net, deci te mănâncă broasca, după ai portalul în braț, ți-l-a furat de dărmen, minezi broasca, salvezi portalul și după îi dai, se pune în pat, începe să doarmă și după vine endermenul și îl fură. Și după îi dă foc. Și după ia spongi, ia cu spongi. Și după dă cu apă și după ludă și după îi dă așa. Ok. A fost cu acest videoclip, dacă mai vreți, doar vreau 3 like-uri, atât am doresc. 3. Așa? Și să-mi spuneți care a fost cel mai crazy moment, că au fost foarte multe. Noi ne auzim pe data viitoare. Goodbye!